Iubiți frați în Hristos, textele biblice ale liturghiei de astăzi ne propun spre reflexie câteva probleme de cea mai mare importanță pentru viața creștină. Textul primei lecturi luat din cartea lui Ben Sirach este foarte vechi. E scris în jurul anului 180 înainte de Hristos. Și totuși, el este un text mereu modern și actual. Cuvântul cheie al acestui text este cuvântul libertate. Un cuvânt care este astăzi pe buzele tuturor, folosit de cele mai multe ori în mod greșit și abuziv. Libertatea însemnând tot una cu libertinajul, cu dreptul de a face ce vrei, fără nicio îngrădire, ceea ce de fapt este contrariul libertății, căci duce la cele mai urâte forme de sclavie. Cuvântul libertate la singular spune mai mult decât la plural libertăți. Libertatea este posibilitatea omului de a alege între bine și rău, căci Dumnezeu a creat oameni, ființe libere, nu roboți. Am pus înaintea ta focul și apa, răul și binele, întinde mâna și alege ce vrei. Înaintea oamenilor este viața și moartea și orice le va plăcea, vor avea. În această libertate de voință stă toată măreția și toată tragedia omului. Căci din libertate de voință se naște responsabilitatea faptelor sale. De alegerile pe care le face depinde fericirea sau nefericirea sa, succesul sau falimentul în această viață și în veșnicie. Toate alegerile rele au în ele germenul morții, toate alegerile bune au în ele germenul vieții. Pun înaintea ta focul și apa, întinde mâna și alege ce vrei. Poți alege focul, dar te frigi. Focul înseamnă distrugere, moarte. Apa înseamnă viață, rodnicie. Spuneam că în libertatea omului de a alege între bine și rău stă toată măreția și toată tragedia omului. Omul e singura ființă din univers chemată să-și construiască împreună cu Dumnezeu propriul destin veșnic, fericit sau nefericit, zicea Sfântul Augustin. Dumnezeu care te-a creat fără de tine, nu te va mântui fără de tine. Omul se află în întregime în mâinile lui Dumnezeu și în întregime în propriile sale mâini. Dacă în prima lectură a liturghiei accentul cade pe contribuția, pe responsabilitatea omului la propria lucrare de mântuire, în a doua lectură luată din scrisoarea către Corinteni, accentul cade pe rolul pe care îl are Dumnezeu. Corintenii erau foarte influențați de cultura, de filozofia, de înțelepciunea greacă. Grecii se făleau, și pe bună dreptate, cu tradiția lor filozofică multiseculară și cu gânditorii lor celebri. Apostolul nu disprețuiește cultura, filozofia greacă. El însuși poseda toată filozofia și toată cultura greacă, fiindcă crescuse și fusese educat în mediul elenist și urmase cele mai înalte școli ale timpului. Apostolul neamurilor încearcă să demonteze mitul omului care crede că se poate realiza, poate fi bun, se poate mântui cu propriile sale capacități intelectuale. Mântuirea nu vine de la geniul speculativ, de la filozofia greacă, ci de la Iisus Hristos, care ne dezvăluie o înțelepciune divină în fața căreia înțelepciunea greacă și orice înțelepciune pălește, devine sărmana înțelepciune omenească. Acest mit a pătruns în timpurile moderne în Europa, odată cu anumite curente filozofice, cu raționalismul, cu pozitivismul științific, care pretind că omul se poate realiza, poate deveni bun prin știință, prin școală, prin educație, făcând abstracție de Dumnezeu și de religie. În secolul al XIX-lea, marele scriitor francez Victor Hugo spunea: unde nu intră preotul, intră știința.
Unde intră știința, dispare delinvența. Și unde dispare delinvența, dispar închisorile. Așadar, să deschidem peste tot școli laice, fără religie. Căci, spunea el, când se deschide o școală, se închide o pușcărie. Și ce constatăm noi după 100 de ani de când Victor Hugo făcea această profeție? Vechile pușcării nu mai sunt suficiente, sunt neîncăpătoare, se construiesc altele noi. Este totuși o deosebire între pușcăriile de pe vremea lui Victor Hugo și pușcăriile de astăzi. Pușcăriile de odinioară erau pline cu delincvenți care nu știau carte. Astăzi sunt pline cu delincvenți care știu carte. Oare marii corupți de care e plină societatea nu au făcut școală? Nu știu carte și totuși sunt corupți. Acest mit e prezent și în societatea noastră întrucâtva. Sunt glasuri care protestează. De ce se construiesc atâtea biserici și nu se construiesc școli? Nu se construiesc școli sau chiar se închid școli, nu pentru că se construiesc biserici, ci fiindcă nu mai sunt copii. Tineretul este plecat în străinătate la muncă și pentru că nu se mai ține cont de ce se spune în biserici cu privire la viața copiilor care trebuie să se nască. Înțelepciunea divină despre care le vorbește Apostolul Corintenilor se reflectă foarte bine în textul Evangheliei de astăzi. Este vorba în acest text de radicalismul moralei creștine. Cuvântul radicalism, radical, vine de la latinescul radix, care înseamnă rădăcină. Dacă dreptatea voastră nu va întrece cu mult pe cea a cărturarilor și a farizeilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Cărturarii și farizeii fac faptele lor în exterior, de ochii oamenilor, dar în interior, inima lor e plină de răutate și putreziciune, morminte spoite, îi spală paharul numai pe din afară. Iisus coboară la rădăcinile păcatelor care se află în inima omului. Odată extirpate rădăcinile, nu au cum să mai iasă păcatele în afară. Iisus nu a venit ca să desfințeze legea lui Moise, ci a venit ca să o radicalizeze, adică să smulgă rădăcinile păcatului. S-a spus în legea lui Moise să nu ucizi. Eu însă vă spun, cine ține ură, mânie în inima lui, e vinovat. Legea lui Moise spune să nu săvârșești adulter. Eu însă vă spun că oricine privește o femeie dorind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Smulgeți ura, mânia din inimă și nu vor mai fi crime în lume. Smulgeți gândurile, dorințele rușinoase din inimă și nu vor mai fi în lume adultere. În al doilea rând, învățătura morală a lui Iisus este radicală în sensul că este extrem de exigentă, nu admite compromisuri, jumătăți de măsură. Cere uneori eroism. Despre divorț nu mai poate fi vorba. Dacă ochiul te duce la păcat, scoate-l și aruncă-l. Dacă piciorul te duce la păcat, taie-l și aruncă-l. Dacă mâna te duce la păcat, taie-l și aruncă-l. Expresii șocante. Într-un limbaj metaforic, Iisus vrea să spună că în lupta cu păcatul trebuie să fim dispuși la orice sacrificiu, când e cazul, chiar la sacrificiul suprem, la vărsarea sângelui. Era în timpul celui de-al doilea război mondial. Polonia era ocupată de naziști. Într-o noapte, în subsolul unei case conspirative din Cracovia, se ținea o adunare a unui grup de tineri din rezistență. Grupul era condus de studentul Carol Wojtyła, viitorul papă Ioan Paul al II-lea. La un moment dat, ușa se deschide și intră un soldat german care supraveghea zona. Tânărul Carol îi iese în întâmpinare,
își întinde mâinile spre el, îl îmbrățișează și vorbește cu atâta însuflețire despre iubirea lui Dumnezeu, încât soldatul german nu numai că nu arestează grupul, dar promite cu jurământ că dacă îi se va ordona pe viitor să omoare oameni nevinovați, nu va executa ordinul. Și așa s-a întâmplat. Peste puțină vreme i s-a dat ordin să împuște în piața publică două femei, mama și fiica. A refuzat. A fost împușcat el pe loc. Mai târziu, ajungând arhiepiscop de Cracovia, Carol Wojtyła a ridicat un monument în memoria soldatului german pe locul unde fusese împușcat, punând să se scrie pe monument aceste cuvinte: nu toți vom fi eroi, dar toți suntem chemați la eroism. Nu toți creștinii vor fi eroi, martiri, dar toți sunt chemați la eroism. Exact ca într-un război, nu toți soldații mor eroi pe câmpul de luptă, dar toți sunt chemați să-și dea viața pentru patrie. Iată, eu pun astăzi înaintea ta apa și focul, viața și moartea, binele și răul. Întinde mâna și alege ce voiești. Noi ce alegem? În acest moment, Mântuitorul așteaptă de la noi un răspuns personal, sincer și direct la această întrebare.